Dreapta spaniolă și figura sa în creștere, Isabel Díaz Ayuso, au triumfat la alegerile regionale de la Madrid, o înfrângere dură pentru premierul socialist Pedro Sánchez și aliatul său Podemos, al cărui lider Pablo Iglesias și-a anunțat retragerea din viața politică. Isabel Díaz Ayuso, în vârstă de 42 de ani, și-a dublat scorul față de ultimul tur de scrutin de acum 2 ani. Critica s-a deschis asupra restricțiilor de sănătate a dat roade. Vă promitem încă 2 ani de guvernare liberală, promitem să scădem impozitele, să protejăm învățământul public, privat și specializat, să avem grijă de sistemul nostru de sănătate și să avem grijă de toate lucrurile grozave pe care le-am construit pentru noi toți. Isabel Díaz Ayuso a sfidat ordinele guvernului central, opunându-se închiderii barurilor și restaurantelor din Madrid, iar acest lucru a funcționat în favoarea ei. Participarea la vot, 75%, a doborât recorduri. Partidul de stânga, Podemos, a câștigat doar 3 deputați regionali în acest an.